pentru că am avut în urma controlului Curții de Conturi din 2012 unii inspectori mai zeloși care au considerat că banii care au venit la guvern au fost greșit alocați pentru această clădire, fiind considerați ca o societate comercială a apele și nu ca o instituție a statului. Adică au venit banii de la Guvernul României și era, în mod normal, au considerat ei că trebuie să vină de fonduri proprii, pentru că în CF clădirea este ca clădire a apelor Banatului. Până la urmă ne-am judecat și în 2017, anul trecut, în luna noiembrie, am câștigat în instanță, au rămas valabili, nu mai trebuie să dea ANAR-ul banii înapoi la guvern și au fost alocați doar diferența. Și prin noua conducere de la Curtea de Conturi, care a fost mult mai înțelegătoare și mult mai pragmatică, am reușit în 2016 și am deblocat, când m-am întors înapoi la Apele Române, am deblocat proiectul și au fost de acord, cu toate că ne judecam, să reluăm cu licitația. Am făcut încă o dată licitația, norocul că a câștigat aceeași firmă, pentru că lucrarea e foarte complexă și nu toate firmele au acreditările pentru monumente. Și atunci nu s-a prezentat nimeni. Prețurile nu au fost atât de atractive, pentru că, în mod normal, am rămas pe prețurile 2009, de când a fost făcut proiectul. Când s-a lucrat pe clădirea asta și ce mai ai de făcut? Mai avem de făcut demisolul și partea de mansardă, unde, așa cum știți sau cum ați auzit, sunt făcute 20 de camere care vor fi alocate centrului de pregătire a ANAR-ului pentru pregătirea personalului și, sigur, aici am discutat cu domnul director general și probabil că o să fie informat sau este deja informat și ministerul, că vor fi alocate pregătirile pentru studii superioare, având posibilitatea ca să nu mai, prin Politehnica și prin universități, să nu mai plătim cheltuieli de cazare și să fie afluiți în această zi. Efectiv, va fi gata, zicem noi, în luna decembrie, cu toate că demisolul, mansarda va fi gata în câteva săptămâni. Da. Și demisolul e foarte delicat, poate că ați fost, ați văzut, trebuie fiecare cărămidă plecată cu pierea de sârmă, conservată, dar avem certitudinea că avem banii asigurați, nu se pune problema pentru bani și asta e cel mai important lucru ca să poată finalul. De când au început efectiv lucrările? În 2010. În 2010? Da. S-a pornit. S-a lucrat 2 ani la partea de hidroizolații, care a fost cea mai delicată, ca să fie făcută săpătura pe sub fundație. Fundația e din cărămidă și atunci era obligatoriu să facă acest lucru. Sigur, s-au turnat partea de betoane care le-ați văzut jos și lucrări care au fost făcute în zona, să zicem, de infrastructură. Câte ani a fost pauza așa? Păi din 2013 aproximativ, da, 2014 până în 2017, 4 ani. Din cei 2.600.000 de euro au fost și de la guvern și de la din surse proprii sau doar de la guvern? De la guvern avem, așa cum v-am spus, 6 milioane pentru care ne-am judecat și am câștigat banii rămânând pe loc, ne trebuie să-i returnăm și 6 milioane care ne-au fost alocate de către ANAR și sunt acum în lucru efectiv.
trebuie să ai în aparat, să ai film în aparat, cu o sigară. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, păvește de cel vitean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Vorba românească spune să nu te duci la o casă nouă cu mâna goală. Vă dăruim din partea Mitropoliei pentru tot ce ați făcut și pentru Mitropolia noastră, dar și pentru încununarea acestei lucrări. Vă dorim această icoană să o așezați în biroul dumneavoastră și vă rugăm pe Maica Domnului și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă ajute în activitatea dumneavoastră și tuturor colaboratorilor pe care îi aveți. Dumnezeu să rămână cu pacea Sa în această instituție. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește.
extraordinar un spectacol a ceea ce înseamnă trăirea în comun, uniunea care ne leagă în zona Ardealului și a Banatului, toate naționalitățile și, sigur, nu numai în vorbe și în fapte, am dat și vă dat dovadă de unitate, indiferent de ce nație am fi aici. O să mulțumesc încă o dată, o să vă rog pe toți să ne uităm încet, să ne priem la opera maestrului Ștefan Popa Popas, care începe de jos și se va termina sus. Să rog colegii, invitații și prietenii, până când o să încercăm câteva birouri. Să mergem. Îi mulțumesc doamnei ministru, îi mulțumesc domnul director general, domnul Victor Sandu, pentru că am fost sprijiniți ca să putem, în primul rând, să facem această clădire, în al doilea rând, ca să avem investiții care, zic eu și îl informez pe domnul ministru cu această ocazie, că dacă le vom pune în oferă domnul ministru, sigur, în permanență, în cadrul gospodăririi orașului, prin planul de gospodărire, prin lucrările care le facem, sunt aduse îmbunătățiri, sunt realizate de colmatări, consolidări la râurile care le avem, dar dacă le vom pune în operă investițiile care sunt la ora actuală pornite cu ajutorul Ministerului al dumneavoastră și al ANAR-ului, o singură lucrare ne lipsește din portofoliu și sper să o reușim în acest an, dacă nu în anul următor, lucrarea de regularizare a Begăi în Amonte de Timișoara până la Balinț. Că de la Balinț în sus avem până la Valea lui Liman, acum lucrăm la ultimul tronson